Noi în această dimineață, noi nu ne apropiem prin meritile noastre. Noi în această dimineață suntem în locul acesta la sărbătoare datorită jertfii Domnului Iisus Hristos, lăudat să fie numele Domnului. Nu poți umbla toată săptămâna cum vrei tu și înainte de masa Domnului, gata, ne sfințim puțin și gata, că stăm la masa Domnului, nu? Noi la masa Domnului, noi trebuie să ne sfințim totdeauna, lăudat să fie Domnul. Pentru noi, cea mai mare sărbătoare este să stăm la masă cu Domnul. Pentru că vreau să spun ceva în această zi. De nu stai aici la masă cu Domnul, nu poți să ai parte într-o zi să stai la masă sus în cer. De aici dă Domnul binecuvântarea și viața pentru veșnicie. De aici începe binecuvântarea. Am dorit să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, Tatăl nostru, pe Domnul Iisus și cea mai mare putere a Duhului Sfânt până în veci. Amin. Mulțumim Domnului pentru o dimineață binecuvântată la sărbătoare. Aș vrea și eu să mă alătur fraților, vrem să vă aducem salutul bisericilor de la noi din țară, de la Arad și nu numai de la Arad, și din țară și de peste hotare. Și binecuvântarea lui Dumnezeu să însoțească ființele noastre, este Psalmul 20, să ne asculte Domnul nu numai în ziua necazului, ori de câte ori îl chemăm pe Domnul Dumnezeu să ne asculte. Frații de la Arad, din bordul conducerii, de la cultul pentecostal, vă transmite har, pace și binecuvântarea Domnului. Amin. Mă gândeam în această dimineață, fiind la sărbătoare, și pentru că suntem foarte mulți în această dimineață, suntem la sărbătoarea aceasta, câteva valori foarte importante, câteva atitudini deosebite și corecte, stând la masa Domnului. Și m-am gândit în această dimineață că Domnul este prezent în mijlocul nostru, Domnul este aici, l-am simțit chiar de când am intrat în locul acesta, Domnul ne-a vorbit prin Duhul Sfânt, Domnul ne-a cercetat prin cântări, Domnul ne-a ascultat rugăciunile, de aceea spune cuvântul Domnului, toți oamenii vin la El și zice că cel ce ascultă rugăciunile este Domnul. Și noi în această dimineață, noi am venit în locul acesta și am chemat numele Domnului. Și Domnul s-a prezentat la noi, lăudat să fie numele Domnului. S-a pus în fața noastră un tablou a unei lucrări deosebite. Și mă gândeam în această dimineață la tabloul acesta din cartea Isaia, care îl descrie și arată lucrarea aceasta Mântuitorului. Și m-am gândit într-o prejurare la un om al lui Dumnezeu, când odată trăia fratele Simionuc, eu am mai repetat-o la dumneavoastră aici, când trăia fratele Simionuc și la Oradea era chemat să predice într-o adunare, când omul lui Dumnezeu a întârziat. Și când a intrat la adunare, l-a pus să predice și a început să predice și frații aștepta. Aștepta mesaje de la Domnul prin Duhul Sfânt și deodată a întrebat cineva, dar ce se întâmplă? Și omul lui Dumnezeu a început să predice și la un moment dat, la finalul predicii, cineva a venit și l-a tras de mâinică și l-a întrebat, măi Simionuc, tu de ce ai predicat lucrurile acestea aici la noi? Că nu s-au potrivit, nu era de importanță să le predici la noi, că noi lucrurile acestea, noi nu le avem aici. Și omul lui Dumnezeu, așa de liniștit, a rămas. Și l-a întrebat, a spus, auzi, frate slujitor, frate păstor, vreau să te întreb ceva. Suntem în sezonul de toamnă, cum suntem și noi acum. Când vine toamna, nu previi ca să nu cumva să te răcești. Nu iei vreun medicament, să iei ceva, un antibiotic, un paracetamol, cum era atunci. Și a spus, ba da, lucrurile care vi le-am spus, Domnul mi le-a dat să vi le spun ca să vă previn. Și au venit revoluția, au trecut lucrurile și lucrurile care Domnul le-a dat fratelui Simionuc, lucrurile s-au întâmplat. Știți de ce? Dumnezeu vrea să ne prevină în dimineața aceasta, să putem să înțelegem câteva atitudine corecte care trebuie să stăm la masa lui Dumnezeu. Și prima atitudine este atitudinea de pocăință. Nu poți veni înaintea Domnului și nu poți sta la masa Domnului oricum. S-a citit în dimineața aceasta Psalmul 32 și m-am gândit la omul lui Dumnezeu, la David. David avea busola lui, David avea știința lui, David mergea așa cum mergea. În pornirea inimii l-a lăsat Dumnezeu până într-o zi, când capitolul 32 cu versetul 5 spune cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos, atunci ți-a mărturisit păcatul și nu mi-a ascuns fără de lege. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și știți ce a făcut Domnul? O iertat vina păcatului. Prima atitudine corectă cu care trebuie să venim înaintea Domnului este atitudinea de pocăință. Doi, este atitudinea de smerenie. Știți că celor smeriți, spune cuvântul lui Dumnezeu, le dă har.
În această dimineață vrem ca toți să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, că la vremea hotărâtă Domnul este gata să ne înalțe. Noi suntem la sărbătoare în această dimineață și uitându-ne la tabloul acesta care s-a pus de cartea lui Isaia, un cuvânt deosebit, și spune cuvântul Domnului, versetul 1: cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care ieșea dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, și la înfățișarea lui n-avea nimic ca să ne placă. Versetul 3: disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Nu știu dacă la voi aici, dar la noi prin Europa trece câte un curent din acesta, care vin unii și spune: nu mai este boală. Un om pocăit nu mai trebuie să aibă boală. Omul pocăit trebuie să aibă foarte mulți bani în cont, nu trebuie să treacă prin suferință și atâtea situații. Nu știu dacă la voi curentul acesta este, dar la noi vine curentul acesta. Și m-am gândit la Mântuitorul când Isaia arată aici că el era, primul pas, era disprețuit, era părăsit de oameni și obișnuit cu suferința. Noi în această dimineață, frați, surori, tineri, dragi, oameni buni, noi în această dimineață, noi ne atingem în această dimineață, noi ne atingem nu de niște elemente, noi ne atingem de trupul și de sângele Domnului care are valoare. Noi ne atingem de jertfa mântuitoare, noi ne atingem de puterea Domnului prin Duhul Sfânt. El era disprețuit și părăsit. Era om al durerii. În această dimineață vreau să spun ceva. În această dimineață noi ne apropiem de trupul și sângele Domnului prin credință. Cuvântul Domnului arată așa de frumos: voi sunteți, spune cuvântul Domnului, voi sunteți păziți de cine? De puterea lui Dumnezeu prin credință. Noi în această dimineață, al doilea pas, noi ne apropiem de Domnul prin Duhul Sfânt și de masa Domnului prin credință. Noi în această dimineață, noi nu ne apropiem prin meritele noastre. Noi în această dimineață suntem în locul acesta la sărbătoare datorită jertfii Domnului Iisus Hristos, lăudat să fie numele Domnului. Că Cel ce ne dă autoritatea și Cel ce ne dă putere și Cel ce dă vindecarea, Cel ce dă eliberarea, este Domnul prin Duhul Sfânt. Atitudinile corecte care trebuie să stăm la masa Domnului. Sunt atâtea atitudini în care în această dimineață ar putea spune foarte multe. Dar atitudinile care trebuie să stăm înaintea Domnului, trebuie să avem o inimă smerită. Trebuie să trăim, să umblăm cu Dumnezeu. Nu poți umbla toată săptămâna cum vrei tu și înainte de masa Domnului, gata, ne sfințim puțin și gata, că stăm la masa Domnului, nu? Noi la masa Domnului, noi trebuie să ne sfințim totdeauna, lăudat să fie Domnul. Că Cel ce ne dă putere este Domnul prin Duhul Sfânt. Și uitați, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, versetul 4: totuși El suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar era străpus pentru păcatele noastre, pedepsit, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dea pace a căzut peste El și prin rănile Lui noi suntem tămăduiți. Al treilea pas, vindecarea vine dată de Domnul prin Duhul Sfânt. Noi în această zi la sărbătoare, frați și surori, noi ne apropiem de trupul Domnului Iisus Hristos și de sângele Lui. Uitați-vă la Calvar, uitați-vă la Golgota. Dacă n-ar fi fost Golgota, astăzi noi nu eram aici. De n-ar fi fost o moarte, de n-ar fi fost o înviere, noi nu eram aici. Dar pentru că a fost o moarte și a fost o înviere și El este viu în veci în veci, noi în această dimineață, Cel ce ne dă puterea aceasta, prin credință să ne apropiem de El și să fim tămăduiți, să fim vindecați, este Domnul prin Duhul Sfânt. Crezi că în această dimineață poți pleca eliberat de aici? Crezi că în această dimineață poți pleca vindecat de Dumnezeu? Am văzut atâtea situații când la masa Domnului, Domnul a vindecat. Îmi aduc aminte în 2013, în urma unui accident de mașină în care am rămas cu unele dureri de cap, poate vi le-am mai spus la dumneavoastră aici, într-o duminică ca și această dimineață, m-am apropiat de trupul și de sângele Domnului prin credință. Când slujitorii oamenilor Dumnezeu au trecut printre rânduri, s-au coborât prezența lui Dumnezeu și am înțeles ce spune Isaia, că prin rănile Lui suntem vindecați, suntem tămăduiți. Și din ziua aceea n-a mai avut nicio durere, căci El ia toate durerile noastre și toate bolile, lăudați să fie numele Domnului. Vine acum curentul acesta care vine în vremea aceasta și vin unii care lungesc mâinile, lungesc picioarele, fac vindecări, fac lucrări. Nu! Vreau să vă spun ceva în această dimineață. Domnul Iisus, și spunea așa seara la rugăciune, Domnul Iisus, toate minunile și toate lucrările care le-au făcut și lucrările și lucrurile care le face, El nu are nevoie de spectacol, nu are nevoie de publicitate. Nu știu de ce trebuie să
spun lucrurile acestea. Nu mi le-am propus să vi le spun, dar simt de la Domnul să vă spun în această dimineață. Vreau să vă spun, El toate lucrările care le-a făcut și le face, El, vreau să vă spun ceva, nu le place să fie publicate. Oamenii vin și publică, vin și arată pe internet, pe mass media lucruri. Nu, Domnul Iisus totdeauna a lucrat în simplitate cu oameni simpli. În această dimineață vreau să spun ceva, Domnul e aici prezent în adunare și Domnul este gata să te vindece. Nu trebuie să vină unul de la capătul ăla lanta lumii cu nu știu ce daruri sofisticate, speciale, ca să te vindece. Nu, cel ce vindecă în această dimineață la masa Domnului este El aici. Cel ce are putere să-ți ridice povara este El. Curenturile și durile acestea bântuie pământul și pleacă și oamenii, foarte mult se alipește inima de lucrurile acestea, s-a lucruri nelegiuite, oameni buni. Arată cuvântul lui Dumnezeu și vă spun, apăsat din partea lui Dumnezeu, dacă cuvântul lui Dumnezeu vine și spune că era disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, cine suntem noi? Noi în această dimineață avem un har din partea lui Dumnezeu să ne apropiem de Cel ce este viu în vecii vecilor. Vreau să vă spun că aud pe mulți la ora actuală să roagă pentru trupul și sângele Domnului, Doamne, dă-le valoare elementelor acestea. Nu, este foarte greșit. Vreau să vă spun că nu sunt elemente. Trupul și sângele Domnului au fost biciuit, au fost scuipat, au rămas în arșița soarelui. Știi de ce? Pentru mine și pentru tine, ca să avem viață. Noi astăzi avem viață din El și viața care o avem este viață veșnică și o viață din belșug. Și dorim ca în această dimineață, la sărbătoarea aceasta, Domnul să ne binecuvinteze, Domnul să ne facă să înțelegem valoarea aceasta sărbătorii. Este cea mai mare sărbătoare. Dacă oamenii sărbătoresc toate felurile de sărbători, vreau să vă spun ceva, pentru noi care am fost răscumpărați, pentru noi care am fost luminați de Domnul odată pentru totdeauna, trebuie să înțelegem că pentru noi cea mai mare sărbătoare este să stăm la masă cu Domnul. Pentru că vreau să spun ceva în această zi, de nu stai aici la masă cu Domnul, nu poți să ai parte într-o zi să stai la masă sus în cer. De aici începe, spune Psalmul 133, ultima parte a cuvântului arată, de aici dă Domnul binecuvântarea și viața pentru veșnicie, de aici începe binecuvântarea, aici dă Domnul binecuvântarea, de aici Domnul are în vedere să ne întărească, de aici Domnul are în vedere să ne dea putere și arată cuvântul lui Dumnezeu, așa e frumos, versetul 7 din 53. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc ca un miel pe care îl duci la mălcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce tu n-a deschis gura. Vedem, frați și surori, în vremea aceasta, lumea trăim, situațiile prin care trecem. Dacă cineva ne spune ceva, suntem gata imediat să ne arătăm, să arătăm lucrurile care nu trebuie să le arătăm. Imediat dacă cineva ne supără, știi cum e o vorbă în Ardeal, avem o vorbă în Ardeal, foarte mulți sunteți de acolo, dacă cineva ne-o călca pe bătătură, gata, arătăm. Suntem pocăiți până la adunare. La adunare toți aici arătăm bine, toți suntem pocăiți. Dar Domnul în dimineața aceasta vrea să vadă starea de pocăință dincolo de adunare. Domnul vrea să vadă starea de pocăință la locul de muncă. Unde te-a așezat Dumnezeu? Mai suntem noi. Asta spunea Duhul lui Dumnezeu dimineața aceasta. Vreau să ating mintea și inima. Voi mai credeți, măi oameni buni? Voi mai credeți că Domnul poate să elibereze mintea, poate să o transforme? Noi suntem la sărbătoare în dimineața aceasta și mă uit în adunare și parcă de multe ori când vedem că suntem la sărbători de felul acesta, nu mai avem bucurie. Uitați-vă afară, oamenii de afară, dacă au bucuria care o au ei. Noi care am fost mântuiți, oameni buni, noi care am cunoscut adevărul și am gustat din bunătatea lui Dumnezeu, noi trebuie să fim bucuroși, lăudați să fie Domnul. Că vine cartea Romani, capitolul 5 cu versetul 5 și ne arată despre o nădejde și spune cuvântul Domnului că nădejdea aceasta nu înșală. Știi de ce? Că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin ce? Prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Noi în această dimineață, atitudini sunt multe, dar ultima atitudine care trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu, atitudinea pocăință, atitudinea de smerenie și atitudinea de cercetare, arată cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Corinteni, capitolul 11 cu versetul 28 și spune cuvântul Domnului, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. În dimineața aceasta eu nu-i treaba mea să cercetez pe fratele sau pe sora, treaba mea este să mă cercetez pe mine însuși și așa să stau înaintea Domnului. Am vrea să ne cercetăm în această dimineață, atitudinea de cercetare, atitudinea în care să lăsăm pe Dumnezeu să
prelucreze ființele noastre, că noi nu putem să venim la masa Domnului oricum, numai să vadă frații că suntem la masa Domnului. Nu asta, nu. Noi trebuie să venim cu atitudini corecte, ca Dumnezeu să se coboare, ca Dumnezeu să ne vindece, ca Dumnezeu să ne dea putere de înaintare, că vremurile care vor veni nu vor veni vremuri ușoare. Spunea Duhului Dumnezeu în dimineața aceasta aici despre cântar, că vine cântarul, spunea omului Dumnezeu, vine cântarul, vine tăvălugul, ce faci? Că vine cântarul în dreptul familiei, ce faci? Vine vremea când Domnul te va cântări, ne va cântări Dumnezeu. Suntem gata, suntem grei înaintea lui Dumnezeu, nu vorbim în kilogramele acestea, suntem grei înaintea Domnului. Spunea Duhului Dumnezeu, am cercetat multe familii și am văzut că altarele lipsesc din multe corturi și Domnul spunea, spune-le în dimineața aceasta, că le-am mai spus, este vremea să rezidească altarele, că s-a arătat că negura va cuprinde tot pământul. Noi nu știm ce se va întâmpla, dar noi știm că în această dimineață la sărbătoare marele preot este aici și cel ce are în vedere să ne binecuvinteze este Domnul prin Duhul Sfânt. Îmi aduc aminte la noi la Pâncotea trăia fratele Berar și un om al lui Dumnezeu cu daruri deosebite din partea lui Dumnezeu. Fratele acesta a plecat la Domnul, dar înainte să plece la Domnul trăia și soția dânsului și era foarte bolnavă soția fratelui și au fost la Timișoara, au fost la Arad, doctorii i-au trimis acasă și i-au dat termen de viață câteva zile. Au adunat familia, căpetenia, bărbații lui Israel trebuie să înțeleagă că trebuie să rămână și să fie căpetenii puternice. Și bărbatul acesta, tatăl acesta copiilor, au chemat familia și a spus, auzi, mama noastră, mama voastră, soția noastră, bunica este bolnavă, doctorii i-au mai dat câteva zile. Uite, noi ne rugăm, stăm înaintea Domnului la 3 zile de post și noi știm că Dumnezeu nostru și astăzi mai face minuni. Nu erau telefoanele ca și acum, nu erau interneturile, nu erau lucrurile acestea, nu erau. Erau oameni atunci care erau cu inimă smerită și Dumnezeu făcea lucrări mari. În vremea aceasta avem tehnologii multe, dar nu mai avem inima smerită. Și Domnul atunci în vremea aceea o știința niște frați din zona Bucovinei, de la Pârtești, trea frații lăsăreni atunci și Domnul îi spune unul dintre frați, urcă-te pe tren, te duci de la Suceava, te duci până la Pâncota, la casa cu tare. I-a dat Domnul adresa, că acolo eu am în vedere să vindec o mamă la mulți copii. Oamenii aceștia s-au urcat în tren, au ajuns la Arad într-o sâmbătă dimineață. Când intră în familia aceasta, m-a trimis Dumnezeu. Fratele Berar aștepta după 3 zile de post, au intrat în casă, vreau să vă spun ceva. Când au intrat în casă, nu s-au început să se facă mătăni, nu au început să se facă spectacole. Au început la o rugăciune simplă să proclame biruința lui Dumnezeu. Și când s-a coborât Duhul Sfânt, deodată spuneau cum erau geamurile vechi, deodată au intrat ca un fulger pe geam. A venit un curent deosebit de la înălțime, spunea. Și deodată s-a prezentat o prezență, s-a coborât o prezență și spunea, atunci soția mea s-a ridicat în picioare și a fost vindecată de Dumnezeu. Te întreb în această dimineață, mai crezi că Dumnezeu astăzi te mai poate vindeca? Mai crezi că în dimineața aceasta Dumnezeu mai poate interveni? Îmi aduc aminte de o altă situație, când fratele Dragoș, curătorul, povestea când o familie a trebuit o venit de departe și pe tot pe vremea aceea trebuia să plece undeva în zona Botoșanului. Tăia fratele Jean Axinte trăia atunci și undeva la Roma de Botoșani, într-o sâmbătă noaptea Dumnezeu înștiințează omul acesta, nu erau telefoanele. Și Domnul îi spune lui Jean, trezește-te că la ora 4 dimineața vine o familie la tine cu un copil care trebuie eliberat, trebuie rugăciune pentru că e bolnav. Omul acesta s-a îmbrăcat ca de duminică dimineața și a așteptat afară și deodată intră oamenii aceștia în curte și când au intrat au zis, măi, nu scoatem copilul că dacă omul acesta doarme. Și când au intrat pe poartă, omul acesta stătea undeva pe un scaun acolo, întreabă frații, zice, da, cum de nu dormiți la ora asta? Mi-a spus Dumnezeu de câteva zile că vine o familie cu un copil. Unde-i copilul? Aduceți copilul încoace. O mers, a adus copilul înăuntru, s-a rugat pentru el, Dumnezeu l-a eliberat și Dumnezeu l-a vindecat. În această dimineață trebuie să înțelegem, lucrările acestea nu le facem noi, ci le face Domnul prin Duhul Sfânt. În dimineața aceasta, ultima pas, de ești bolnav, de ești trudit, ești împovărat, de treci prin valea umbrei morții și nu mai ai putere, nu mai ai putere să te ridici. Cel ce te poate ridica este Domnul prin Duhul Sfânt. Când David a venit înaintea lui Dumnezeu într-o stare de căință, de recunoștință, de pocăință,
suferință. David a crezut că poate el să rezolve, avea busola lui și a zis, rezolv eu problemele, nu putem, nu l-a putut să facă nimica. Nu putem face nimica, oameni buni, dacă nu vine Dumnezeu în ajutorul nostru. Sunt situații în care unii sunt legați și vor și n-au putere. Dumnezeu în această dimineață este gata să lase putere. M-am gândit la omul lui Dumnezeu care spune cuvântul lui Dumnezeu și mă apropii de încheiere, spune așa de frumos cuvântul lui Dumnezeu și m-am gândit foarte mult la Pavel, omul lui Dumnezeu, spune că ce-am primit și lucrarea aceasta o primit-o de la Domnul cu privire la masa Domnului. Lucrarea aceasta Pavel o primit-o direct din partea lui Dumnezeu. Sunt lucrări care oamenii le primesc și spun că le-au primit de la Dumnezeu. Sunt oameni care vin cu sfat, cu lucrurile lor și mi-au spus Dumnezeu. Nu e adevărat. Vreau să vă spun ceva. Când vine o lucrare de la Dumnezeu, aia dăinuie și rămâne, lăudat să fie Domnul. Omul lui Dumnezeu vine și spune așa de frumos că ce am primit de la Domnul, ce v-am învățat. Omul acesta o primit direct, partea divină, sursa divină, o primit-o de la Domnul prin Duhul Sfânt. În dimineața aceasta trebuie să înțelegem, lucrarea aceasta nu este o lucrare la voia întâmplării. Nu o facem că trebuie făcută, nu? Este o lucrare care dă binecuvântare și în ultimul rând stăm la masă cu Domnul și Domnul este gata să ne binecuvinteze. Când vorbim de binecuvântare, toți ne dorim, îi trebuie pe copii, vreau binecuvântare, dar vreau să spun ceva, pentru binecuvântare trebuie să te lupți. Un om al lui Dumnezeu trebuie să se lupte și să stea de seara până dimineața ca să vină binecuvântarea lui Dumnezeu. Aș vrea să te întreb în această dimineață, ești gata să luți până la capăt ca să vină binecuvântarea lui Dumnezeu? Sunt unii aici care nu mai au putere, sunt gata să renunțe la luptă, dar să dă de la Domnul prin Duhul Sfânt și să spune așa, chiar dacă lupta este grea, trebuie să înaintăm. Vremurile vor veni grele, ascultați-mă. Spunea Duhul lui Dumnezeu, nu de multă vreme, eram la Londra la o seară de rugăciune, înainte să vin la dumneavoastră și spunea Duhul lui Dumnezeu, unii sunt gata să semneze sentința lepădării, alții s-au lepădat. Și m-am gândit la mesajul profetic și am zis, cum? Te lapezi în vremea aceasta, da? Și zice, oamenii se leapădă din cauza stării materiale, stările care sunt. Vreau să vă spun ceva, vin vremuri grele. Vine vremea când poate nu ne mai putem aduna doi cu doi. Vine vremea, poate nu o să mai avem ce să mâncăm. Vine vremea, spunea Duhul lui Dumnezeu aseară unui bărbat, vine vremea când cel neprionit va trebui să trăiască prin credință. De aia stăm la masa Domnului și ascultă-mă bine, simt să spun asta de la Domnul. Sunt unii care nu stau de multă vreme la masa Domnului pentru că au încredințările lor. În această dimineață trecem dincolo de încredință și în această dimineață noi ne apropiem de Domnul. Noi în această dimineață nu ne apropiem de un munte, nu ne apropiem de un om. În această dimineață ne apropiem de jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu ne uităm la păhărele, nu ne uităm la pahar, ne uităm la Cel ce o binecuvântat, la Cel ce binecuvintează masa și Cel ce binecuvintează este Domnul. Rupe Duhul Sfânt la încheiere să binecuvinteze toată tabăra lui Israel și să înțelegem în această zi că așa cum stăm la masă aici, toți împreună odată să fim sus la masă împărăției, slăvit să fie Domnul, amin.